Salutare, prieteni! Astăzi ne apucăm să plantăm roșiile pe o parte. Am pus niște sămânțe de castraveți în cuiburile astea care se văd pe aici. De castraveți în ăștia ori să iei din sămânță de bună cumpărată, sămânță tratată. Avem un rând de castraveți. Ne apucăm să punem la roșii. Roșiile nu ne mai pun furtun de picurare. La noi, dacă se vede, nu e drept terenul, e cam în pantă și nu... Nu pot să pun furtunul, pentru că apa se prelinge pe furtun. E în pantă, nu este pământul drept. Noi le punem la o rărime mai mare, adică le punem undeva la 65-70 în rând și 60 în răstav, să fie mai rari. Avem spațiu destul de mare în solar. Să vă arătăm cum le plantăm noi, foarte ușor. La noi pământul e muncit bine, dat cu freza Motosapa. E foarte mole. Le punem cuiburi, le udăm cu un furtun, le tragem de la robină și le tragem de pe aici, în solar. Acum le udăm puțin cu apă din stăpitoare ca să nu le culcăm cu furtunul. Așa le punem noi, trebuie să mai luăm niște roșii ca să completăm partea asta.
așa le punem noi. Aici ne mai vine un rând care plecăm cu el de aici de jos. Partea asta lăsăm să putem să circulăm pe lângă el. Mai vedem din jumătatea solarului încolo. Aici avem niște resaduri care le facem noi. Astea nu sunt puse în alveole, sunt resaduri care le-am pus noi în solar. Din sămânță cumpărată, sămânță tratată. Cam atâta, dragi prieteni. Dacă vă place ce facem noi, nu uitați să vă abonați. Salutare!